Bună ziua și bine v-am găsit! Haideți împreună să vedem ce ne rezervă astrele pentru ziua de astăzi, duminică 13 august. Previziunile sunt valabile atât pentru zodia natală, cât și pentru ascendent. Berbec. Ești foarte organizat cu ceva ce este important pentru tine, însă această activitate poate angrena și o persoană dragă ție, un iubit, iubită sau propriul copil. Chiar dacă nu te simți acceptat din prima, așa cum ți-ai dori, carisma și talentul de care dai dovadă îl vor cuceri pe celălalt. Sex appeal-ul tău este crescut. Taur. Poate să fie ziua perfectă pentru a organiza o petrecere la tine acasă, profitând de compania unor persoane dragi pe care nu le-ai mai văzut de mult. Chiar dacă nu vor putea chiar toți să ajungă sau unele comentarii generează o anumită reactivitate, experiența în sine te bine dispune, amplificând sentimentul de conexiune și apartenență. Gemeni. Puterea gândului și a cuvântului este amplificată astăzi într-un mod benefic, permițându-ți să devii o sursă de motivație sau de inspirație pentru cineva. Conștientizezi că poți ajuta pe cel de lângă tine să depășească același greu cu care te-ai confruntat și tu cândva, iar acest lucru îți dă putere și încredere. Rac. O chestiune financiară te entuziasmează și o consider mai mult decât bine meritată, deoarece ai investit mult în această direcție. Dacă este de natură relațională, poți simți că gestul, cadoul sau atitudinea celuilalt vorbește de la sine, într-un mod care te convinge de sentimentele și iubirea lui față de tine. Leu. Conjuncția dintre Venus retrograd și Soarele din Leu îți amplifică imaginea, prezența și asertivitatea, reușind să captezi interesul și atenția celorlalți, indiferent de context. Îmbin excelent experiența dobândită până acum și talentul într-o anumită direcție, fapt care îți generează un sentiment de împlinire și de realizare. Fecioară. O discuție privată cu cineva se poate transforma într-o oportunitate, având o influență puternică asupra ta prin perspectivele pe care ți le poate deschide. Un vis sau o aspirație pe care o ai se conturează într-un mod satisfăcător, indiferent că vizează planul personal sau cel profesional. Balanță. O zi cu mai multă vizibilitate sau popularitate, fizică sau online, care îți amplifică încrederea în tine. Conjuncția dintre Soare și Venus retrograd în Leu, din sectorul prieteniilor și al obiectivelor de viitor, accentuează rolul unei prietenii sau al unei persoane pe care o admiri și care înseamnă mult pentru tine. Scorpion. Imaginea sau rolul tău pe plan socioprofesional este evidențiat în urma interacțiunii cu cineva. Experiența de care te bucuri astăzi îți lărgește orizonturile și îți dă încredere în tine. Dacă este vizat planul relațional, ai șansa să te prezinți într-un anumit context, într-un mod de care ești mulțumit. Săgetător. Dacă ești singur, ai șansa să te reîntâlnești cu cineva care a jucat cândva un rol în viața ta, iar întâlnirea în sine te poate ajuta să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Sau, filozofia de viață a unei persoane te poate inspira într-un mod benefic. Interacțiunile de astăzi sunt profunde, oferindu-ți siguranță și satisfacție. Capricorn. Pasiunea pentru ceva sau cineva este amplificată, iar nevoia de a avea ceea ce îți dorești sau a te conecta cu persoana de care te simți atras pare greu de controlat. Activitățile de cuplu sunt favorizate și chiar poți fi luat prin surprindere de propunerea partenerului de a experimenta un nou hobby. Vărsător. Activitățile de astăzi îți amplifică starea de bine, ajutându-te să te relaxezi. Totuși, grija și atenția ta față de binele celorlalți este crescută, determinându-te să creezi condițiile necesare, astfel încât să nu fii singurul care profită de acest răsfăț. Conexiunea cu partenerul este îmbunătățită prin ceea ce ambii sunteți dispuși să oferiți cu multă iubire și generozitate. Pești. O zi perfectă pentru socializare sau interacțiune cu oameni cu care împarți aceleași interese sau hobby-uri. Relațiile pot juca un rol cheie în viața ta, deoarece modul în care interacționezi îți poate atrage o nouă ofertă de muncă sau de colaborare. Ai o stare de sănătate energică și pozitivă pe care o întreții cu multă mișcare. Acestea au fost previziunile pentru ziua de astăzi. Să fie o zi reușită!